Matei 24, versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul veniei tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțimii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Frați și surori, stimați ascultători, Dumnezeu mi-a pus pe inima în această seară un mesaj special pentru mine și probabil că și pentru dumneavoastră. Și mesajul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu este intitulat așa, când întunericul este cel mai dens. Când întunericul este cel mai dens, biserica să nu-și piardă nădejdea. Pasajul acesta care l-am citit ne vorbește tocmai despre venirea întunericului pe pământ. Textul acesta este unul dintre cele mai uimitoare care s-au scris vreodată și pe care noi le-am auzit vreodată. În timp ce Domnul Iisus Hristos era împreună cu ucenicii acolo în Ierusalim și erau tocmai în templu sau pe lângă templu, ucenicii, pentru că știau cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le le-a spus, acolo pe muntele măslinilor, ucenicii au venit la El, l-au luat deoparte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Ucenicii s-au dus înaintea Domnului Iisus cu o întrebare foarte serioasă. Care este semnul venirii tale? Se refereau la a doua venire a lui Iisus Hristos. Știți, când Iisus Hristos a venit prima dată, El a venit în obscuritate. Când Iisus Hristos a venit prima dată în lume, s-a născut undeva în anonimat și nu s-a prea știut pe Terra că El a venit, că Mesia a venit. Când însă Iisus Hristos va veni a doua oară, El nu va mai veni în obscuritate, nu va mai veni în anonimat. Și când Iisus Hristos va veni a doua oară, vor fi multe semne. Când Iisus Hristos va veni a doua oară, El va veni în slavă, în glorie și toată planeta va ști că El a venit și că El vine, slăvit să fie numele. Și din cauza aceasta, apostolii, ucenicii, i-au pus Domnul Iisus Hristos și erau preocupați de această întrebare foarte serioasă, de care cred că suntem și noi ocupați. Și întrebarea este aceasta, care va fi semnul venirii tale? Și Domnul Iisus Hristos le dă un semn. Domnul Iisus Hristos le descrie cam cum va arăta istoria înainte de venirea Lui. Cum va arăta istoria și societatea la venirea Lui. Și în pasajul acesta, Mântuitorul exact despre lucrul acesta ne spune
Și acum aș vrea să vă spun ce am înțeles eu din descrierea aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Știți ce am înțeles? Că atunci când El va veni a doua oară în slavă și în glorie, istoria va fi învăluită de un mare întuneric. Când va veni Iisus Hristos a doua oară în slavă și în glorie, când va veni și înainte de venirea lui Iisus Hristos, lumea aceasta, societatea acestei planete va fi învăluită de un întuneric enorm. Și trebuie să vă spun, frați și surori și stimați ascultători, că planeta noastră este învăluită de un întuneric tot mai mare. Și când ne uităm în jurul nostru, cel puțin asta este părerea mea, umila mea părere, este că Terra geme tot mai mult. Planeta pe care noi locuim este, a început să scârție din toate încheieturile. Societatea pe care noi toți o formăm este o societate învăluită într-un întuneric tot mai mare și într-un întuneric tot mai dens. Ucenicii Domnului Iisus Hristos le-a vorbit despre sfârșit. În Matei la capitolul 23 și formă în Matei la capitolul 24, Domnul Iisus Hristos le vorbește despre sfârșit. Și auziți care a fost greșeala ucenicilor? Erau dita mai ucenicii, îl cunoșteau toți pe Domnul nostru Iisus Hristos, însă știți de ce erau, de la ce le era atras atenția lor? La lucrurile spectaculoase. Și ei au văzut templul și Domnul Iisus Hristos le spune, nu va rămânea aici piatră pe piatră. Și ei când au văzut templul au spus, oare cum se va întâmpla? Privirea lor era ațintită asupra lucrurilor foarte vizibile, foarte spectaculoase și foarte uimitoare pentru ei. Și exact aceeași greșeală o facem și noi astăzi. Și știți la ce ne focalizăm noi privirea în aceste zile? Ne focalizăm privirea la lucrurile care se văd. Și suntem toți cu gura căscată la știrile acestea neobișnuite. Planeta trepidează, Europa este în tumult, România este aproape în eșec. Și ne uităm la toate aceste lucruri și stăm cu ochii ațintiți la știri și nu ne vine să credem de ceea ce vedem și ceea ce auzim. Însă greșim. Exact așa au făcut și ucenicii. Ei se uitau la zidurile templului și spuneau, wow, ce faine sunt. Și vine Mântuitorul și le spune, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, însă ăștia erau ațintiți la lucruri, cu ochii la lucrurile care se văd. Și greșeau. Greșeau ei și greșim și noi la ora actuală. Știți de ce? Pentru că noi, în general, suntem atrași de lucrurile pe care le vedem. Și tindem să uităm tocmai lucrurile care nu le vedem, dar tocmai ele sunt cele mai importante. Noi ne uităm la lucrurile care se văd. Ne uităm la zvârcoleala societății, ne uităm la gemetele planetei, la faptul că scârție. Însă știți unde de fapt cred că trebuie să ne uităm? Bat la ușa noastră niște evenimente decisive. Și știți care este evenimentul decisiv care bate la ușa noastră? Este tocmai venirea lui Iisus Hristos a doua oară. Diavolul încearcă să ne redirecționeze privirile spre lucrurile care se văd și să uităm tocmai lucrurile care nu se văd, dar sunt foarte reale. Și Domnul Iisus Hristos în textul acesta le spune ucenicilor, nu vă mai uitați doar la lucrurile care vă atrag atenția și sunt spectaculoase. Uitați-vă însă, zice Mântuitorul, la ceea ce contează mai mult, uitați-vă la ceea ce vă spun eu. Și noi trăim astăzi într-o vreme, frați și surori, când trebuie să învățăm să ne concentrăm atenția tot mai mare asupra lucrurilor care nu se văd, dar despre care a scris Iisus Hristos. Tendința firii umane, la ora actuală, este să ne concentrăm întreaga atenție asupra lucrurilor vizibile, firești și spectaculoase. Și auziți, planeta este învăluită de un
întuneric, de un întuneric tot mai dens. Și auzi ce spune Domnul Iisus. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și ne spune ce se întâmplă în vremurile acestea, când planeta este învăluită de un întuneric tot mai dens, versetul 5 din Matei 24, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Și am avut curiozitatea ca săptămâna trecută, când mă pregăteam pentru acest mesaj, să văd ce spune internetul despre Hristos și mincinoși. Și am început să studiez și internet și alte materiale pe care eu le pot accesa. Și au zis și am găsit despre Hristos și mincinoși. Numele lui este José Luis Miranda și s-a născut în Puerto Rico, tipul acesta. Locuiește într-o vilă de 7 milioane de dolari. Și s-a declarat așa, pe toate posturile de acolo, s-a declarat așa, eu sunt împăratul reîntrupat și plin de biruință. Eu, spune el, sunt Iisus Hristos în Mesia, sunt împărat, întrupat și plin de biruință. Și continuă tipul acest Hristos mincinos, spune așa, la prima mea misiune am venit ca să mor. Acum m-am întors să domnesc. Și într-adevăr are o vilă de 7 milioane de dolari și domnește acolo. S-a declarat Mesia. Vă dau un alt exemplu. Astea sunt realități care se petrec acum, în anii aceștia. Se petrece în Brazilia, tot în Brazilia, într-o localitate cu numele de Curitiba. Mi-am notat aici ca să nu greșesc. Este un fost negustor de legume. Și numele lui este Luri Tais și are 49 de ani, tipul acesta. Poate că are 50 la ora actuală. Poartă pe cap o cunună de spin și în mână un șetru. Exact așa face individul acesta. Și declară despre sine așa, eu sunt Inri Hristos. Inri Hristos. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Inri Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Hristos, reîncarnat, eu sunt calea, adevărul și viața. Și tipul ăsta trăiește astăzi pe planeta aceasta. Domnul Iisus Hristos spune, băgați de seamă ca să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți și vor zice, eu sunt Hristosul. Și acum să vă dau un exemplu un pic mai aproape de noi, într-un colț îndepărtat al Siberiei. De acolo e frig. Într-un sat care are numele Casa Răsăritului, locuiește un om cu fața blândă, poartă o tunică albă de saten și are un zâmbet timid și foarte enigmatic. Are discipoli cu miile, individul acesta, și numele lui este Serghei Torop, un fost soldat rus. S-a declarat Mesia. S-a declarat Mesia și se auto-intitulează Visarion, adică dătător de viață nouă. Acum, eu am citit despre acești Hristos mincinoși și am zis, doar nu fi cineva nebun să se ia după ei. Însă, spre surprinderea mea negativă, mi-am dat seama că există suficienți oameni naivi care cred în așa ceva. Și toți acești indivizi, eu am amintit doar trei. Probabil că sunt mult mai mulți decât despre care eu nu știu, Guru și Hristos mincinoși, din nefericire, toți au adepți. Și mii de oameni îi urmează și n-am eu timpul în acea seară și nici nu este interesul meu, însă am citit câteva interviuri care li s-au luat unor femei care îl urmează pe acest Serghei Torop, acest Visarion. Și spune, pentru prima dată, a zis o femeie de 40 de ani, de acolo, o adeptă a lui Visarion ăsta, a zis, pentru prima dată mi-am găsit pacea în inimă. El este Mesia. Și are mii de adepți. Însă, să vă dau vestea bună. Într-un anume sens, toți acești Hristoși faci,
Toți acești Hristoși mincinoși, acești profeți mincinoși, nu fac altceva decât să împlinească profeția spusă tocmai de Iisus Hristos. Și ce înseamnă asta? Cuvântul lui Iisus Hristos este adevărat. El s-a împlinit, se împlinește și se va împlini. Și vremurile în care noi trăim acum, domnilor și doamnelor, sunt vremuri de final. Ne apropiem cu repeziciune de venirea lui Iisus Hristos a doua oară. Doamne, ajută-ne să fim treji și să veghem. Amin. Să vă spun două chestiuni despre războaie. Domnul Iisus Hristos, tot în textul acesta, spune că înainte de venirea Lui, lumea va fi învăluită de întuneric și asta înseamnă inclusiv războaie. În primul război mondial, statisticile spun că au murit circa 10 milioane de oameni. În primul război mondial. Atunci când aveau numai câteva puști, știi? În al doilea război mondial, statisticile spun că au murit aproximativ 55 de milioane de oameni în al doilea război mondial. Și statisticile nu prea greșesc. Plus, minus 3%. Știți dumneavoastră cum spun toate polurile astea moderne. Însă, asta este ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Aproximativ 55 de milioane de victime. Mântuitorul Iisus Hristos spune, veți auzi de războaie și veți de războaie, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Și auzi ce zice Mântuitorul mai departe, și zice, pe alături vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. În 26 decembrie 2004, pentru prima dată generația noastră, a ăstora care suntem vii, la ora actuală, formăm o anume generație, ne-am confruntat pentru prima dată cu ceea ce n-am știut că există până atunci decât prin cărți, decât prin părți, de prin cărți, de prin Britanica, am citit eu prima dată, despre tsunami. Bă, și mă gândeam eu, când am auzit prima dată expresia tsunami în Britanica, mă gândeam eu și am citit, oare ce înseamnă tsunami? Ce înseamnă tsunami? Tsunami înseamnă val ucigaș. Și în 26 decembrie 2004, pentru prima dată, istoria noastră și societatea noastră și generația noastră a cunoscut pe propria ei piele ce înseamnă tsunami, un val ucigaș, acolo prin Indonezia, a ucis peste 200 de mii de oameni. În urma unui cutremur. Eu doar citisem de un val de prin 1800, nu știu cât, sau la începutul secolului, care a ucis vreo 24.000 de oameni și am zis, vai de mine, un val să ucidă 24.000, zic, așa ceva la noi nu se întâmplă. Și iată că a venit un tsunami care a ucis peste 200.000 de oameni. Imaginați-vă că Timișoara are 350.000 de locuitori și valul ăsta a ucis 200.000, peste 200.000 de oameni. Doamne, întură-te de noi! Însă și ce înseamnă asta? Că istoria este spre sfârșit. Doamne Iisuse, ajută-ne să veghem și să ne pregătim. Amin. Însă auziți ce spune mai departe, ce s-a întâmplat recent, în istoria recentă. Valul ăsta din 26 decembrie 2004, acest tsunami, valul ăsta a lovit, auziți și am găsit și mi s-a părut foarte interesant, a lovit cu o forță de 1.000.000 de ori mai mare decât suflul bombei atomice de la Hiroshima. Cu atâta forță a lovit valul acesta, spun specialiștii, cu 1.000.000 de ori mai mare a fost suflul acelui val care a lovit Indonezia și planeta. Însă auziți, trauma trăită de lume în 2004 cu acel tsunami, acel vaș ucigaș, a fost doar o introducere la ceea ce urma să se petreacă în 2005, 2006, 2007, 2010. Și spre uimirea mea, în 2005 au fost uragane care au produs și ele distrugeri enorme în America și în întreaga lume. Și eu vă spun doar pe unul. Uraganul Katrina. Asta este nume de femeie. Ăsta a distrus, știți că femeile, unele, nu toate, starerele. Ei, îi au dat numele de Katrina și într-adevăr Katrina aia a fost o furioasă și jumătate. A decimat, a ucis
și a distrus aproape un oraș întreg. Și asta a fost în 2005. Tot în 2005, pe 8 octombrie, s-a petrecut în India, în Pakistan, a fost un cutremur devastator. Tot în 2005, un uragan în Guatemala a distrus și a ucis 70.000 de oameni. Noi nu prea știm, pentru că ne-am prea fost afectați, decât abia în 2007 am fost afectați la potopul ăla, la inundațiile care au venit și în Banat. Hai să vă spun încă o statistică interesantă. Din ianuarie până în octombrie 2005 au murit în urma dezastrelor naturale, din ianuarie până în octombrie, peste 100.000 de oameni. Domnilor, vine Iisus! Ne apropiem cu o repeziciune de finalul acestei istorii, când va veni Iisus Hristos a doua oară. Și ce am zis noi, pe atunci, prin 2004-2005, ziceam noi, gata, s-a terminat cu dezastrele astea. Unii au zis așa, alții însă știam că nu s-a terminat. Și vreau să vă spun că în 2005 au fost cele mai multe dezastre naturale din istoria cunoscută. În 2005. Însă să vă spun ce s-a întâmplat mai departe. În 2006 au fost mai multe dezastre naturale. Și în 2007, secretarul general al Crucii Roșii, un domn cu numele Marco Nicola, a spus că în 2007 s-au produs cu 20% mai multe dezastre naturale decât în 2006. Și nu mai vorbesc de anul acesta, când în Haiti, în urma cutremurului, în urma distrugerilor, în urma calamităților naturale de acolo, au murit din nou peste 200.000 de oameni. Și întreaga planetă a fost afectată din cauza ceea ce s-a petrecut acolo. Noi mai puțin, însă aia din Haiti au trecut prin ea. Vine Iisus! Ne apropiem cu viteză de finalul acestei planete. Însă, să vă mai spun încă ceva. Recesiune economică. Când noi am plecat în Australia în 2001 și am locuit acolo cu familia, 6 ani, aia au spus ei, am intrat într-o recesiune economică. Asta era în 2001. Pardon, în 91. Scuzați-mă, 91. Dar eu sunt mai tânăr decât. Așa, scuzați-mă slăbiciunile. Însă în 91, când am plecat în Australia, am locuit acolo 6 ani, au spus, intrăm într-o recesiune economică. Și exact așa s-a întâmplat. Să vă zic ceva. Niciodată Australia nu și-a mai revenit după recesiunea economică așa cum a fost înainte. Orice recesiune economică, după orice recesiune economică, niciodată nu mai putem reveni la ceea ce am fost. Acum auziți ce zice Cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în Epistola lui Iacov, la capitolul 5, Cuvântul lui Dumnezeu glăsuiește în felul acesta și într-un mod foarte interesant în Iacov 5, versetele 1 la 4, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Auziți ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă? Ascultați acum voi, bogaților, plânge și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră ca focul are să vă mănânce carnea, v-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Amin. Amin. Și ce spune Scriptura? Că în zilele din urmă, va fi o recesiune nemai întâlnită în zilele din urmă și potrivit, vă rog să rețineți că e important, potrivit cu un raport al ONU împotriva foametei, în fiecare secundă pe Terra moare un om din cauza foametei și 70% dintre ăștia care mor în fiecare secundă sunt copii. În fiecare secundă, ceea ce vă spun, nu sunt basme, sunt realități dureroase. În fiecare secundă moare cineva și majoritatea dintre ăștia mor de foame, sunt subnutriți, sunt înfometați, că n-au ce mânca
și am pregătit un slideshow acum. Circa 820 de milioane de oameni suferă de foame și malnutriție pe pământ. 820 de milioane de oameni. Nu știu dacă se vede, nu știu dacă se vede foarte bine. Priviți aceste fotografii. Acum, în caz că vă întrebați unde este acest hotel, aflați că nu este un hotel, deloc. Este o casă. Este deținută de familia șeicului Zayed bin Sultan al Nahyan, fostul președinte al Emiratelor Arabe Unite și conducător al Abu Dhabi-ului. De mai departe. Asta e casa lui. Nu-i hotel. E doar casa lui. Ceva din casă. Uitați aici cum arată o baie modernă. Mai departe. O să vă și lumina. Așa. Asta este căsuța. Mașina Audi A8 argintie a fost făcută pentru șeic. Nu este de culoare argintie, este făcută din argint. Se miră și slujile. Uimitor ce poate face un preț de 2,75 dolari pe galon. Nu-i așa? Acum privește aici și gândește. Asta nu trebuie să mai citesc. Dragii mei prieteni, uitați acum surpriză. Dar este real. Se vede? Citiți toți? Puteți citi din spate? Da. Atunci, numai bine. Ce se întâmplă în vecinitatea noastră de azi? Putem schimba astea cu rugăciuni și împinzându-le oricând o mână de ajutor. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru mâncarea și apa pe care o aveți. Lasă-mă. Lasă asta să se vadă. Deci astea sunt realități. Ok? Ca să știți ce se întâmplă în lume astăzi. Este încă un motiv pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncarea care o avem. Pe de altă parte, în mod ironic, continuăm să risipim. Mă simt foarte binecuvântat să trăiesc în partea asta a lumii. Promit să nu risipesc apa. Și mă rog să scape și acest băiețel din suferința lui. Să nu fim orbiți de interesele noastre proprii, da? Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem. Ăsta se spală că n-are altă. Aici să lași, te rog. Aici este un copil. Aici nu se vede foarte bine. Acolo este un vultur, da? Dă înapoi. Acolo este un vultur și aici este un copil. Nu știu de așa să așa. Fotografia aceasta a fost publicată, mă rog, de un ziarist, un fotograf, e adevărat în 94, în timpul foametei din Sudan. Ok? Poza ne arată un copil lovit de foamete, care se târa spre campul Națiunilor Unite după mâncare, localizat la un kilometru distanță. Așa?
Vulturul care este acolo îl așteaptă pe copil să moară ca să-l mănânce. Imaginea aceasta și poza aceasta a șocat întreaga lume. Nimeni nu știe ce s-a petrecut cu acest copilaș, nici fotograful care a făcut poza, pentru că a trebuit să plece imediat după ce a făcut poza. Și ne oprim aici, puteți aprinde lumina. Acum, fraților, am dat aceste imagini nu ca să vă înspăimânt, ci să ne înspăimântăm, ci v-am dat aceste imagini ca să înțelegem că noi care trăim în partea asta lumii și în România, așa cum este ea, la ora actuală, suntem tare binecuvântați. Însă statisticile, Domnul Iisus Hristos spune și statisticile confirmă ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, Biblia spune că în vremurile din urmă strigătele celor nevoiași va duce la apariția unor conflicte sociale enorme. Și asta se întâmplă în aceste zile tocmai în România. Strigătele celor nevoiași la ora actuală produce și produc tensiuni enorme în țări ca România și multe alte țări despre care noi habar n-avem. Însă, în partea finală a mesajului meu, aș vrea să vă mai spun încă două lucruri. Întunericul planetei trebuie să ne pună foarte serios pe gânduri pe fiecare dintre noi. Tot ceea ce am citit în această după-amiază și tot ceea ce v-am spus în această după-amiază arată că planeta noastră începe să fie învăluită într-un întuneric tot mai dens. Ei, întunericul acesta dens și care crește trebuie să ne pună pe gânduri. Știți de ce? Lumea noastră este formată din 5 grupuri de oameni. Aproximativ, așa le gândesc eu. Auziți, primul grup din care este formată planeta sunt ateii. Nu sunt ei cei mai importanți, însă eu am pus pe primul loc. Ateii, să știți că nu sunt necredincioși. Ateul nu-i credincios, nu-i necredincios. Să nu credeți că ateii sunt oameni necredincioși. Ateii sunt oameni care cred. Însă cred în accident. Au hotărât să nu creadă în Dumnezeu și au preferat să creadă în accident. Ateii sunt oameni care cred, dar cred în nimic. Ei cred că nimeni și nimic a făcut cerurile și pământul. Ei cred. Dar au hotărât să creadă nimic. Nu vor să creadă în Dumnezeu. Și atunci... ei nu cred nimic, ei cred în nimic. Să știți că întunericul devine tot mai dens și tot mai mulți atei încep să apară în lume, dar întunericul acesta trebuie să ne pună pe gânduri foarte serios. Vă dau o altă categorie, numărul 2, ăștia sunt agnosticii. Știți cine sunt agnosticii? Ăștia sunt oameni care pretind că este imposibil să afli dacă Dumnezeu există. Ăștia sunt agnosticii. E imposibil să știi dacă Dumnezeu există cu adevărat. Și pe urmă numărul 3 sunt deiștii. Știți ce sunt deiștii ăștia? Nici eu n-am știut bine, dar m-am documentat. Știți ce sunt deiștii? Deiștii sunt niște credincioși care cred într-un Dumnezeu care a creat lumea, dar după ce a creat lumea, Dumnezeu a abandonat lumea, spun ei. Că aici nu se mai vede nici urmă de Dumnezeu. Dumnezeu doar a creat și, pe urmă, a abandonat. Și, pe urmă, Dumnezeu nu mai este... lui Dumnezeu nu-i mai pasă de soarta lumii. Dumnezeu este nepăsător vis-a-vis de soarta lumii. Și, pe urmă, altă categorie sunt oamenii religioși. Să vă spun acum o chestiune interesantă care se petrece în Europa și în lumea întreagă. Oamenii devin tot mai mult interesați în religie. Pentru că au început să-și dea seama că agnosticismul și ateismul nu umple golul din inimă. Și au început să se întoarcă înapoi la religie. Unii au început să se întoarcă înapoi la rugăciune. Olanda, de exemplu, am citit un articol foarte interesant. Este o țară foarte secularizată. Adică se îndepărtează de Dumnezeu foarte mult. Însă în țara aceasta foarte secularizată, mulți oameni au început să se întoarcă la rugăciune. Și sunt două companii foarte mari, Philips, asta este companie olandeză, și KLM, asta este aviatică. Spre surprinderea și bucuria mea, au început să le permită angajaților să organizeze întâlniri de rugăciune.
Și pentru mine ăsta este un semn extraordinar și mai frumos este că sindicatele susțin un asemenea fenomen ca oamenii să înceapă să se întoarcă înapoi la rugăciune. Doamne, dă să se întâmple și în România miracolul acesta. Ca sindicatele să ne oblige să mergem la rugăciune. Să facem și noi sindicat la stânca aici. Și să ne oblige să ne rugăm mai mult. Doamne, ajută-ne să ne rugăm mai mult. Este formidabil. Sau poate că nu este atât de formidabil. De ce? Am mai întâlnit încă un fenomen care se întâmplă. Aparenta întoarcere a oamenilor la rugăciune, la religiile sau la spirală. Știți așa care la Herculane se duc și fac spirală. Să știți că nu este neapărat și întoarcere la Cuvântul lui Dumnezeu. Aparenta întoarcere a oamenilor la rugăciune, la meditație, la religie, nu este neapărat întoarcere la Scripturi, întoarcere neapărat la Cuvântul lui Dumnezeu. A apărut cu ceva timp în urmă, în Sunday Times, ăsta este un mare ziar de tiraj foarte mare, a publicat un articol care i-a uimit pe creștinii din zilele acelea. Asta era articol publicat în anul 2000. Și articolul spunea o chestiune destul de interesantă pentru mine, dar nu mai șochează nimic. Conducătorii bisericii dintr-o țară europeană au redactat o rugăciune intitulată Rezoluția Mileniului. Și auziți, în această rugăciune nu era niciodată menționat numele lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Știți ce înseamnă asta? Întoarcerea oamenilor la religie. Dar în religia în care Iisus Hristos nu este în centru, aia nu e religie bună, aia trebuie schimbată. Religia în care Dumnezeul lui Israel nu este în centru, religia în care nu tronează Cuvântul lui Dumnezeu și nu trăim după Cuvântul lui Dumnezeu este falsă și trebuie schimbată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Știți? Această formă de creștinism este un creștinism al zilelor din urmă. Și știți cum este creștinismul, în ghilimele, al zilelor din urmă? Știți cum este creștinismul sfârșitului? Este un creștinism în care nu mai există putere. Și azi dimineață fratele Cătălin vorbea de puterea Duhului Sfânt, de prezența Duhului Sfânt în creștinismul autentic. Știți cum este creștinismul de la sfârșitul veacurilor? Când porți numele lui Hristos, dar nu trăiești după cuvântul lui Iisus Hristos, creștinismul tău nu are nicio valoare și nu are nicio putere. Și dacă în această dupămasă porți numele lui Hristos, dar nu trăiești după învățăturile lui Iisus Hristos, tu nu ești creștin, doar te numești creștin. Rugăciunea mea, frați și surori și doamnelor și domnilor, este dacă purtăm numele lui Iisus Hristos, trebuie toți să trăim după poruncile lui Iisus Hristos. Și poruncile lui Iisus Hristos nu sunt grele. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun. Întunericul acesta în care este învăluită planeta trebuie să ne inspire multă nădejde. Și auziți ce spune Isaia, capitolul 9. Majoritatea dintre dumneavoastră știți versetul acesta, dar eu trebuie să vi-l citesc. Este doar prima parte din Isaia, capitolul 9. Auziți ce spune versetul 1. Isaia 9 zice așa. Totuși, spune Isaia, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Amin. Știți, planeta este învăluită în întuneric. Întunericul devine tot mai dens, să știți. Să știți că planeta nu merge înspre bine, planeta merge înspre rău. Întunericul devine tot mai dens, dar acum vă dau o veste teribil de frumoasă și uimitor de pozitivă, care se găsește în Isaia 9:1, care spune, totuși, întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care acum este necaz, slăvit să fie Domnul. Tocmai acest întuneric dens, pe fiecare dintre noi trebuie să ne inspire spre nădejde. Acest dens întuneric care îl vedem în societate, întunericul dens care îl vedem pe planetă, trebuie să-mi dea mie multă speranță. Am citit povestea unui misionar care împreună cu ghidul lui s-au rătăcit
undeva într-o junglă prin Brazilia. Și realmente au pierdut drumul corect și au luat-o pe niște poteci și a venit întunericul peste ei și pentru că nu mai știau exact unde sunt, s-au oprit și ghidul a zis, hai să ne oprim pe malul acestui râu și să stăm aici până dimineață. Și zice, am încercat noi să dormim. Dar zice, n-am reușit, zice misionarul, care scrie povestea aceasta. Și zice, pe la 4-5 dimineața i-am dat un cod ghidului și i-am zis așa. Mi-a spus, ghidule, nu ți se pare că întunericul este mai dens acum? Am zis, mie mi se pare că întunericul este mai dens în momentul acesta. Și ghidul a zis, nu ți se pare, exact așa este, întunericul este cel mai dens acum. Dar zice, știi ceva? Peste 10 minute o să apară zorile. Și a spus, înainte să apară zorile, întunericul este cel mai dens. Acum vă dau o veste bună. Planeta intră într-un întuneric care este tot mai dens. Însă știți care este vestea bună? Bună, când întunericul este cel mai dens, creștinii au cea mai mare nădejde. Amin. Știi ce spune Dumnezeu prin Isaia? Totuși, întunericul este temporar, e dens, dar e temporar. Există întuneric, Dumnezeu știe de lucrul acesta, Dumnezeu vede, Dumnezeu știe ce se întâmplă pe planeta aceasta înainte de venirea lui Iisus Hristos și spune, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, slăvit să fie Dumnezeu. Planeta noastră, într-adevăr, este învăluită într-un mare întuneric. Umbrele ne înconjoară și auzim tot mai clar și mai bine venirea lui Anticrist. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este dovada că vine Anticrist. Însă așa cum spuneam și joi seara, dacă vine Anticrist înseamnă că întunericul este tot mai dens, dar după Anticrist vine Crist cel adevărat, slăvit să fie numele. S-ar putea în această seară tu să ai o situație de întuneric dens. Și s-ar putea să ți se pare că Dumnezeu nici nu mai există. Fii atent, când întunericul este cel mai dens și tu te încrezi în Dumnezeu, urmează să apară zorile. Amin. Așa se întâmplă lumea aceasta lăsată de Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Amin. Când întunericul este cel mai dens, el ne inspiră multă speranță, pentru că Isaia spune, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ. Știți cine va împărăți veșnic pe pământ și în cer? Iisus Hristos. Amin. De aceea oamenii care trec de partea lui Iisus Hristos sunt binecuvântați. Toate aceste umbre, pământul ăsta care este învăluit acum în întuneric tot mai dens, toate aceste umbre nu trebuie să ne descurajeze. Toate acestea sunt o dovadă că împăratul nostru vine în curând, slăvit să fie numele. Știi, când întunericul este cel mai dens, asta este semnul că în curând va răsări soarele. Amin. Eu nu știu în ce întuneric ești acum. Poate că ești în întuneric cu firma ta, cu afacerea ta, cu viața ta. Poate ești în întuneric al păcatului. Însă când vii la Iisus Hristos, când treci de partea lui Iisus Hristos, când hotărăști să trăiești după învățăturile lui Iisus Hristos, întunericul nu va ține veșnic, slăvit să fie numele. Poate ți se pare că pruncii tăi, copiii tăi, nu se vor pocăi niciodată să nu crezi lucrul acesta. Ți se pare că nu se va întoarce soțul la tine niciodată să nu crezi lucrul acesta. Ți se pare că întunericul este atât de dens, întunericul este atât de gros încât poți să-l tai cu cuțitul. Întunericul din viața ta s-ar putea să fie atât de dens încât ți se pare că nici Dumnezeu nu mai există. Fii atent, când întunericul este cel mai dens, trebuie să ai cea mai mare nădejde, trebuie să ai cea mai mare speranță. Experiențele acestea ne învață că ziua aceea e cu atât mai aproape cu cât întunăcimea este mai densă. Amin. Amin. Aș vrea să încheiem slujba aceasta. Noaptea lumii acesteia devine tot mai întunecată. Se va auzi în continuare de războaie, de vești de războaie, foamete, dezastre naturale, calamități. Întunericul acesta însă trebuie să ne inspire multă speranță. Știi, când întunericul este cel mai dens, vin zorile. Urmează să răsară soarele. Și a spus misionarul acesta, după 10 minute, după întunericul acela dens, dintr-o dată
Am văzut zorile și în 20 de minute soarele deja era la orizont. Exact așa se întâmplă și cu planeta. Durerea, suferința, criza, moartea ne învăluie, nedreptatea, nenorocirea, foamea vin peste noi. Chiar biserica nu este scutită de necaz. Însă știți care este frumusețea? Întunericul totuși nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Amin. Amin. Să vreau în încheiere să cântăm o cântare, nu știu dacă este pe retro, pardon, pe video proiector, însă am eu scris aici așa, în cântările astea, cu coperți roșii, în cartea asta cu coperți roșii. Auziți ce spune cântarea aceasta? Nu te îndoi, 343. Nu te îndoi, ci crede. Și aș vrea să încheiem, ori o cânt eu, ori o cântăm cu toții, dar cineva trebuie să o cânte. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de nor e un soare și mai dulce și mai cum? Și mai strălucitor. Când întunericul este cel mai dens, fii plin de speranță, vine Iisus. Dacă în momentul acesta este întuneric dens în viața ta, du-te la Iisus și vei fi binecuvântat. 343.
devine tot mai dens, trebuie să te umpli de nădejde, înseamnă că Biblia se împlinește. Și când întunericul este cel mai dens în viața ta, trebuie să te bucuri. Știi de ce? Pentru că după întunericul dens, întotdeauna vine soarele. Și cum trebuie să fim noi? Am văzut un cioban, am auzit despre un cioban care atunci când ploua, tare se bucura. Și atunci când era soare, el se întrista. Și cineva l-a întrebat, băi, nene, Ioane, când plouă, de ce râzi și te bucuri? Păi ce știu că atunci când plouă, urmează să vină soarele. Și zic și cel care l-a întrebat, dar de ce atunci când e soare, tu începi să te întristezi? Păi ce știu că după soare, iar vine ploaie. Și cum trebuie să fim noi, fraților? Acum când lumea este în spasme, când lumea este învăluită în întunericul acesta tot mai dens, trebuie să începem să ne bucurăm. E adevărat că în jurul nostru poate să fie dezastru, dar noi știm în cine am crezut și știm unde ne ducem și știm care este sfârșitul acestei planete. De aceea, dacă treci de partea lui Hristos, ești deștept. Amin. Dacă nu treci de partea lui Iisus Hristos, cândva vei regreta amarnic. S-ar putea în aceste momente să ți se pare că nici nu există Dumnezeu. Însă fii atent. Și atunci când ți se pare că Dumnezeu nu există, El există. Amin. Și cândva te vei întâlni cu El. Slavă lui Dumnezeu. Pentru unii este evident că Dumnezeu nu există. Însă trebuie să vă mai spun încă ceva. Este evident că soarele răsare acolo și apune dincolo. Abia când oamenii s-au îndoit de ceea ce părea evident, au descoperit adevărul și au descoperit că nu soarele se învârte în jurul pământului, ci că pământul se învârte în jurul soarelui. La prima vedere poate să fie evident pentru tine că Dumnezeu nu există. Dar fii atent, Dumnezeu există și atunci când treci dincolo de îndoielile tale, vei descoperi că Dumnezeu există și când treci de partea Lui, treci de partea luminii, gloriei Lui. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că existi. Amin. Și în ciuda a tot ceea ce spune societatea, în ciuda ceea ce spun știrile și filmele, noi credem în Tine. Amin. Credem în puterea Ta. Dincolo de ceea ce spun regizorii și de ceea ce spun știriștii, dincolo de ceea ce spun unii oameni pseudo-savanți, noi credem cuvântul Tău. Și îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău și astăzi, și de dimineață, și în această seară. Mulțumim că Biblia se împlinește. Mulțumim, Doamne, că vei veni în curând și toate semnalele acestea pe care le dă planeta este dovada că Tu vei veni în curând pe norii cerului. Însă vrem până atunci să ne pregătim. Până atunci vrem să ne ostenim pentru Tine. Până atunci vrem să facem misiune, să facem evangelizare. Până atunci vrem să predicăm Evanghelia Ta și să ducem, Doamne, în toată Timișoara, să ducem în județ, să ducem în Oltenia, să ducem în lumea întreagă acolo unde Tu ne chem. Însă Duhule Sfânt, te rog acum mergi de la inimă la inimă. În această dupămasă, în această seară, sunt aici vecini de ai noștri, prieteni de ai noștri, iubiți de ai noștri, care dacă ar muri în momentul acesta ar ajunge în ea. Însă, Doamne, dă-le înțelepciunea ca în această seară să treacă de partea Ta. Ajută-le să se îndoiască de ceea ce le pare lor evident. Să creadă că Tu existi. Și pe urmă să te primească în inima lor. Pentru că cuvântul Tău este adevărat. Noaptea este tot mai intensă. Însă mulțumim că asta nouă ne dă nădejde că Biblia este adevărată și vei veni în curând. Te rog pe toți cei ce sunt aici, deschide-le inima. Pe pocăiți, ajută-ne să ne pocăim cu adevărat, Doamne. Iartă-ne ipocriziile, iartă-ne șmecheriile, iartă-ne păcatele, iartă-ne căderile. Ajută-ne să ne pregătim pentru venirea Ta a doua oară, Doamne. Și toți cei ce cred în venirea Ta a doua oară se curățesc. Ajută-ne și pe noi să ne curățim. Iar cei ce în această seară încă nu sunt mântuiți, deschide-le inima ta. Ajută-ne să te primească în inima lor. Să nu mai amâne, că amânarea pentru ei s-ar putea să fie sinucidere. În numele Domnului Iisus, Duhul Sfânt, deschide orice inimă. Amin. De dragul numelui Tău. Și așa să rămânem în rugăciune încă câteva clipe. Știu că Dumnezeu ți-a vorbit. Știu că crezi în El, însă trebuie să mai facem compas. Trebuie să-L primești în inima ta. Însă nu mai amâna. Ziua de mâine nu este a ta. Ziua de ieri a trecut, doar momentul acesta este al tău. Și asta tot prin Harul lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să treci de partea celui ce va veni în slavă și în glorie, fă-o acum.
Pentru că întunericul este tot mai dens. Asta înseamnă că vine Iisus. Și când întunericul este tot mai dens, treci pe partea lui Iisus, încă nu-i prea târziu. Ai nădejde în El. Bucură-te, înseamnă că chiar vine. De aceea, dacă vrei să-L primești în inima ta, doar așa te faci creștin. Adevărat. Dacă vrei să fii născut din nou, dacă vrei ca numele tău să fie scris în cartea vieții, dacă vrei să te pregătești pentru întâlnirea cu El, roagă-te după mine această rugăciune, dar fă-o cu seriozitate. Roagă-te după mine în șoaptă, tu cu vocea ta, cu gura ta, roagă-te această rugăciune, dar dacă o faci, fă-o din toată inima. Nu mai avea îndoiele, renunță la îndoieli, pentru că îndoielile totdeauna vin de la diavolul sau de la mintea ta, de la intelectul tău. Însă dacă vrei să fii curățit în sângele lui Iisus, dacă vrei să intri în legământ cu Iisus cel viu și atotputernic, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți devină Tată, roagă-te așa, după mine în șoaptă și zi așa. Doamne Iisuse, fie-ți milă de mine, păcătosul. Mulțumesc că m-ai căutat, că m-ai găsit și că mi-ai vorbit. Spală-mă sângele Tău, Doamne, de orice păcat. Doamne Iisuse, chiar cred în Tine. De aceea acum Te primesc în viața mea. De acum Tu domnești. De acum Tu mă stăpânești. De acum Tu mă conduci. Tată Ceresc, prin Duhul Sfânt, ajută-mă să Te iubesc. Ajută-mă să Te înțeleg, să Te cunosc, să Te slujesc și să Te urmez toată viața mea. Mulțumesc că după întuneric a venit și în viața mea lumina. Slavă Ție! Că mi-ai iertat toate păcatele. Și de acum, Iisuse, sunt mântuitul Tău. Tu ești mântuitorul meu. Sunt proprietatea Ta și Tu ești proprietarul meu. Slavă Ție! Amin. Amin. Rămâne în rugăciune pentru câteva secunde. Dacă Te-ai rugat așa, în timp ce toți suntem în rugăciune, dacă Te-ai rugat așa, ridică și Tu o mână sus. Domnul să Te binecuvinteze. Dacă mai există cineva și Tu Te-ai rugat așa și vrei să treci de partea lui Iisus, aici este un anume moment psihologic și Dumnezeu Te cheamă să urmezi pe Fiul Său pentru a fi mântuit. Dacă mai există cineva, ridică și Tu o mână sus. Ne vom ruga și pentru Tine. E vremea mântuirii Tale. Astăzi. Doamne Iisuse, mulțumim că vei veni. Amin. Să mulțumim că ne dai înțelepciunea să ne pregătim pentru venirea Ta. Amin. Peste cel ce a ridicat o mână în acest moment, chemăm sângele Tău, curățește-l. Amin. Crește-l. Formează-l. Și ajută-l să Te urmeze toată viața. Amin. Pentru ceilalți care n-au ridicat o mână și ar fi trebuit să ridice o mână, nu le ține seama păcatul acesta. Dă-le și lor darul pocăinței. Însă pe toți, pregătește-ne pentru întâlnirea cu Tine. Când întunericul este cel mai dens, avem cea mai mare speranță. Vine Domnul. Și întunericul nu este veșnic, ci pe pământ domnește lumina în viața tuturor celor ce cred și îl primesc pe Iisus Hristos. Și noi am făcut asta și vrem să rămânem pe calea Ta, în lumina Ta, în protecția Ta și în binecuvântarea Ta și noi și casele noastre pentru totdeauna, Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Amin.